vorbește lumea la cafea, se aude tare. Salutare, dragi părinți senzaționali, vorbește lumea, intră în vacanță, așa că și rubrica de părințeală Taticul ia o mică pauză. Astăzi vreau să facem un rezumat cu cele mai importante 10 lucruri pe care le-am învățat în acest sezon împreună. 1. Nu aglomerați timpul copilului cu activități extrașcolare neimportante. Lăsați-l să se bucure de copilărie. Da, sportul este necesar și pe acesta vi-l recomand cu mare drag, începând cu vârsta de 3-4 ani. 2. Timpul petrecut în exces în fața ecranelor le poate provoca celor mici afecțiuni reale, de la simple dureri de cap până la lucruri mult mai complicate. Așa că, dragi părinți, fiți foarte atenți cât timp îi lăsați în fața acestor ecrane. Noi, părinții, trebuie să fim mereu în priză. Pericole pot fi la tot pasul, chiar și într-o vizită la țară, dar este important pentru noi și pentru copii să îi încurajăm să devină din ce în ce mai independenți. 3. Știm cu toții că într-o familie nu este mereu doar lapte și miere, dar este foarte important ca cei doi părinți să înțeleagă faptul că certurile sunt doar ale lor și că cei mici nu trebuie implicați în asta. Dacă din păcate se ajunge la divorț, copilul nu trebuie transformat în marfă de schimb. Părinții trebuie să înțeleagă că acest moment este extrem de dificil și pentru cel mic și că are nevoie de susținere. 4. Dacă ai promis ceva, dragă părinte, trebuie să te ții de cuvânt. Altfel, copilul tău nu va ajunge să aibă încredere în tine. Și crede-mă pe cuvânt că atunci când va fi adolescent, vei dori să aibă acea mare încredere în tine. Chiar și copiii pot avea prietenii nepotrivite. Da, pot fi toxice, asta în sensul în care copilul tău nu este fericit în acea relație. Așa că tu, dragă părinte, trebuie să intervii și să-l protejezi pe al tău. 5. Jocurile, timpul petrecut în familie, vacanțe, toate gesturile de afecțiune, zâmbetele pe care le faceți împreună vor construi o relație senzațională cu cei mici. Și aveți nevoie de asta, astfel încât și când voi veți fi bătrâni, iar ei adulți, să simțiți că vă iubesc. Atunci când nu mai aveți idei, apelați la surse avizate, la prieteni sau chiar la amintirile din copilăria voastră. Cei mici acum să se joace de-a v-ați ascunse la șotron sau elasticul vor fi de-a dreptul încântați. Creați-le amintiri. Mergeți cu cortul, mergeți în excursii, jucați-vă cu rolele și trotinetele în parc. Culegeți șuperci, faceți ce vreți voi, dar creați-le amintiri. De ce? Ca ei să știe că părinții lor îi iubesc cu adevărat. Dragii mei, dincolo de toate sfaturile, trebuie să conștientizați faptul că a fi părinte nu este o pedeapsă, ci o minune. Așa că bucurați-vă de acești copilași. Și nu uitați, noi suntem primele exemple, poate cele mai importante pentru ei și le influențăm întreaga viață, așa că arătați-le afecțiune. Mua! V-am pupat, ne vedem la toamnă! Vorbește lumea!